Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video pe canal. Dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, vă invit cu încredere să o faceți și să activați clopoțelul ca să nu pierdeți clipurile care urmează. Totodată vă invit să vă uitați și la celelalte clipuri ale mele filmate, pentru că am o grămadă de locuri faine. Astăzi mergem la Valea și Cascada Boiului, undeva pe raza localităților Rău, în județul Bihor. Nu știu prea multe despre zona asta decât că este un loc foarte frumos cu niște peisaje superbe și se află undeva la 70 de km de Oradea. Așa că fără să mai lungim vorbăria, îmi iau ghiozdanul cu echipament, îl sun pe Florin, colegul meu de muncă care va veni cu mine astăzi și plecăm să vedem Cascada Boiului. Am parcat mașina și o luăm la pas. Colegul de aici din zonă, el cunoaște locurile, spune că mai este puțin de urcat și după aia ajungem la cascadă. A trebuit să trecem de două ori prin vale. La ultima trecere mi-a luat apa camera și a dus GoPro în jos. De-abia l-a găsit el într-un final. La indicator Cascada Boiului. Hai să trecăm în jos. Îl luăm în jos. Am dus. Luăm la vale după săgeate, coborâm.
omul și natura. Nu mai cobora acolo, că nu mai putem urca. Da. Am urcat deasupra cascadei, prin pădure, este o potecă. Nu pot să zbor cu drona, nu știu de GPS, și a 3 sau 4 și nu zboară. Se ridică foarte puțin, 20 de metri și nu urcă mai sus. Nu puteam să urc deasupra cascadei. Acum o să încerc să cobor cu ea de sus. Asta a fost cascada Boiului și Valea Boiului. Noi acum ne întoarcem la mașină, avem ceva de mers. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu. Urmăriți și celelalte clipuri ale mele, am o grămadă de locuri faine filmate. Lăsați-mi sugestii în comentarii ce locuri ați vrea să vedeți și o să mă duc și să filmez. Și să ne auzim cu bine pe săptămâna viitoare. Urmăriți-mă pe Facebook, pe Instagram. Vă las, numai bine! Take it slow.